La noi în Chișinău s-a aprobat, oricum s-ar spune, poate să amăgească lumea. Sunt vreo 3 grupuri de vreo 10 fete, asta sunt neva vreo 30-40 de persoane, de fete, care cheamă lumea la sex. Cum? De pe internet, suni. Dar cum? Au site-ul lor sau pe site-ul de anunțuri? De pe site. De pe 3 din nou. Aha. Și cum e acolo? Spun servicii de sex sau masaj? Da, sau servicii de sex. De a, scrie chiar cu sex? Da, da, da. 3 din nou. 3 din nou. Uh-huh. Te duci acolo și de fietele îți alegi fata. Uh-huh. Când după aceea, ei te aruncă afară. După ce faci sex? Sau? Nu, până faci sex, nu faci nimic. Dar ce îți mai alegi fata? Ca să dai bani? Ca să dai bani. Uh-huh. Prostul le dai bani și te arunc afară după aceea. Dar cum, fietele tine sau au băieți, bodyguard? Au ahrană, este ahrană de stat, tot e plătit. Dar cum de stat? Și așa se cheamă? Serviciu pază de stat? Sau? Da, serviciu pază de stat, acolo vine și hei băiete, dacă vrei și tot gine, ieși, du-te de aici. Ai pățit dumneata așa? Când? Eu am pățit azi chiar așa. Bun. Unde e adresa asta? Renașterii 61/1. Pe lângă Banca Națională sau unde? Da, nu, pe acolo lângă Grigore Vieru deja s-a schimbat, da. Strada. Sau pe aceea care se cheamă Grigore Vieru. Da. Aha, pe lângă Banca Națională. Da. Centru. Centru. Ia ca eu pot să sunăm. Ia ca dumneavoastră auziți în greu. Ia ca sunăm chiar acum. Să ascultați. Și discuți dumneata, că eu n-am ce să discut. E dat pe speaker să audă tare? Mhm. Bună ziua! Alo, bună ziua! Ce? Am vrut să întreb, cât costă la dumneavoastră serviciile? Alo? Poate deja au numărul dumneitale și nu mai răspund. Nu. Am ușa-ți vedeți. Dar și n-auzesem și de ce a reacționat așa? Și câți bani ți-au luat? 500 de lei. Și nu te-ai gândit să denunți la poliție? Sau dacă eu poate vreau... ai stat acolo, nu ai încredere. Și dacă... bloc sau ce e? Acolo e un bloc, hotel. Un apartament. Un hotel. Hotel, dar care hotel? Că puțin acolo, este turist și zărean în spate sau care? Hotelul turist lângă monumentul acela, lângă ASEM? Nu, am ușa zidez. Ei spun unde și cum să-i găsești, da? Da, da, da. Și ai dat banii și treaba n-ai făcut-o? Da, mine nu mă interesa treaba, mine m-a interesat de ce eu omăget oameni. De ce fac ieșă. Deci o mai pățit alții? Bună ziua! Spuneți, vă rog, cât costă ora la dumneavoastră? 500, da? Și intră între aceștia 500? Toate serviciile. Hă? Toate serviciile. Toate serviciile? Da. Anume, sex, da. Tot, da? Tot ce vreau un bărbat. Tot ce vreau un bărbat. Tot ce vreau un bărbat. Sex? Da, unde vă aflați dumneavoastră? Eu mă apun ce am vizit strada Metropolis Barlan, 74/1. 74/1. Da. Și aveți mai multe domnișoare, ori cu o domnișoară? Se poate cu mai multe? Poți să vii să alegi domnișoară care o să plac. Aha, poți să vin să ne aleg, da? Bine. Da. Hai, becădiți, vă rog frumos, domnișoarele, că eu vin amuș. Bine, hai. Hai, o zi bună. Da. Și tăman aici? Dacă plin internet. După asta te duci încolo. Și ai auzit că o pățit și alții așa sau de ce te duci? Da, o pățit un prieten de meu. Și te duci și te-ai convins. Și m-am dus în gurie, l-am scos banii, le-am arătat, dar banii le-am dat. Chiar le-am dat banii, dar am zis că sex eu nu vreau să fac. Dați-mi banii înapoi și o zic, ieși și du-te de aici. Dar e mai complicată situația, în sens că na, oricum e ilegală.
dar nu poți să zici că le-ai plătit și serviciul n-au prestat. Dar banii pentru ce să iau catare? Am înjeală de oameni. Crezi că trebuia plătit după? Nu, eu cred că nu trebuia de fel să iei banii. Absolut, așa ceva la noi nu trebuie să fac. Atunci nu suni pe internet, te duci la femei pe care le cunoști și în care ai încredere și faci sex gratis. Sau cu nevasta dacă ești căsătorit. Cu vreo amant, cu vreo două. Eu sunt căsătorit, eu nici nu întreb așa ceva. Dar de ce să fac așa ceva? Aici se învârtesc sute de mii de lei. Milioane? Nu cred că sute de mii. Sute de mii de lei, care eu îmi vând.